În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 581 din 21.06.2023 a președintelui Consiliului Județean, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, dă-mi și mie prezență, dacă tot am făcut-o. Păi, am făcut prezență. Dintre și avem pe online 4. 37 cu tot cu mine. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectul ordinii de zi, la ședință au fost invitați să participe doamna Rusu Daniela, manager interimar, domnul Beșnuc Radu, administrator executiv Regia Autonomă Aeroportului Internațional George Enescu, domnul Codreanu Cristian, director general, Direcția Generală de Protecție a Copilului și de asemenea și director și șef de servicii din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.05.2023. 2. Proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 109 din 28.05.2020. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 303/2022 pentru aprobarea tarifelor de aeroport și a criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru Regia Autonomă George Enescu Bacău. 4. Proiect de hotărâre pentru constituirea unui drept de uș și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 804,8 din zona drumului județean DG241, situat în sat Zăpodia, comuna Traian, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea Delgas Gride SA. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil, teren cu număr cadastral 69191, și a unui imobil, clădire cu număr cadastral 69191, înscris în cartea funciară numărul 69191 Bacău, din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE Compania Romprest Service SA și pentru aprobarea actului adițional numărul 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 0605 per 2015. 7. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei pe anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 284 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău prin prelungirea valabilității contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119 per 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. 10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 154 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de servicii juridice pentru dosarul 584/110/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului la proiectul Hub de Servicii Cod MySmith 130-963, finanțat din programul operațional Competitivitate 2014-2020. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 89 privind aprobarea documentației tehnico-economice
SFDARI și a indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul Reabilitare, Eficientizare Energetică și Extindere Complex Muzeal Iulian Antonescu, strada Nicolae Titulescu, municipiul Bacău, 14 proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori Bacău 2023, ediția 16. 15 proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pe anul 2023, 16 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. În conformitate cu articolul 135 aliniatul 6, coroborat cu dispozițiile 136 aliniatul 8 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, scot de pe proiectul ordine de zi punctul 3, care se va regăsi la al doilea proiect al ordinei de zi suplimentare. Motivul pentru care îl retrag de pe ordinea de zi este pentru faptul că nu se terminase dezbaterea publică și atunci, ca să respect acest termen, îl pun pe ordinea de zi suplimentar. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Haideți să încercăm să votăm pe... Da? O să lansez sesiunea de vot, o să apară un mesaj pe ecran. Aveți timp 5 secunde pentru pregătire. După epuizarea celor 5 secunde, aveți încă 20 de secunde timp efectiv de vot. Sunt tastele de da, nu și abținere. Se ia în considerare ultima tastă apăsată. După 20 de secunde se închide automat sesiunea. Ați lăsat? Asta-i, da? Deci votăm, da? Aveți termen 20 de secunde. Yes. Ați votat, da? Uite aici, în sus, yes. Verde. Yes, verde. Verde. Programul face o diagramă. Deci s-a votat. Da. Cu un total de 33 de voturi pentru, plus 4 voturi online, înseamnă 37 de voturi. Mulțumesc. Trecem în continuare la prevederile articolului 135 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023 și 2. Proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Luizii Călugăra în vederea cofinanțării proiectului modernizare sector de drum DJ119B, podețe, șanțuri și rigole betonate. Pentru primul punct de pe ordinea de zi suplimentară, în mod evident, a trebuit să modificăm, să rectificăm bugetul prin semnarea contractului de finanțare pentru finalizarea fostului Spital Municipal Bacău. Cu această ocazie vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru faptul că ați votat trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Iată că zilele astea s-a concretizat și, și finanțarea acestui obiectiv extrem de important. Vreau să vă anunț că noi, pentru o mai bună, să zic, corelare și pentru a urgenta lucrările, suntem în faza de licitație cu Spitalul Municipal. Am lansat, fostul Spital Municipal a fost lansat de ceva timp cu clauză suspensivă. Se vor depune oferte pe data de 14 iulie. Am vrut să vă aduc la cunoștință, să vedeți cam care este stadiul a ceea ce dumneavoastră acum multe luni bune ați votat. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a solicitat din partea comunei Luizii Călugăra, UAT-ului,
o finanțare de 300.000, ea a fost prinsă în buget, pe bugetul la începutul anului, pe bugetul județului, dar se îi reveneau direct către acest OATE. Ca atare, dacă nu sunt obiecțiuni la suplimentarea ordinii de zi, supun la vot. N-a votat cineva, dar nu știu cine. Da. Cu un total de 32 plus 4, 36. O abținere. Ok. Deci, cu un total de 35, o abținere și un vot neexercitat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. În conformitate cu articolul 135 aliniat 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 303/2022 privind aprobarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Pentru acest punct, urgența este motivată că prin adresa numărul 21.2153 din 06.06.2023, Regia Autonomă a solicitat modificarea tarifelor de handling pentru cursele charter regulate începând cu sezonul estival 2023 pentru efectuarea a minim 10 zboruri pe o perioadă de 90 de zile calendaristice pe o singură destinație, astfel încât această activitate să aibă următoarele efecte. Creșterea competitivității în atragerea companiilor aeriene, dar și a pasagerilor în detrimentul altor operatori aeroportuari, deschiderea de noi destinații cu dublu rol de afaceri și vacanță, volum crescut al pasagerilor și bilete de avion la prețuri atractive. Planul de tarifare propus se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților și asigură respectarea cerințelor de sustenabilitate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar. Din adresa Regiei Autonome rezultă că tarifele urmează să fie aplicate din luna aprobării de către Consiliul Județean, fapt pentru care se impune aprobarea în regim de urgență a acestui proiect de hotărâre. Supun la vot a doua suplimentare a ordinii de zi. Da. Este cineva care tot nu reușește să voteze. Și online? La acest vot în sesiune online a fost înregistrat de două voturi pentru o abținere și unul care nu a votat. Deci cu 34 de voturi, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Cătălin Sandu să prezinte
procesul verbal al ședinței ordinare din 31.05.2023. Bună ziua! Potrivit prevederilor articolului 12.2 alineatul 4, corobarat cu articolul 138 alineatul 15 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare de data de 31.05.2023. Mare să dăm. Lansează sesiunea de vot. Da. Puteți vota. Îți spune ecranul, știi? Nu-i problemă. 33 plus 4 plus 3, 36 de voturi. Procesul verbal a fost aprobat. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 109 din 28.05.2020. Supun la vot proiectul de hotărâre. Poftim? Mă scuzați. Înainte de a supune la vot, trebuie să dau cuvântul domnului Sandu pentru a citi prevederile legate referitoare la incompatibilități. Îmi cer scuze. Oprește sesiunea de vot. Da, mai tare, dar apasă butonul meu de... Nu s-a văzut. Nu s-a văzut. Cred că trebuie să... Acum. În conformitate cu prevederile articolului 243, alineatul 1, litera N, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, informez consilierii județeni cu privire la aplicabilitatea articolului 228, alineatul 2, alineatul 3, alineatul 4 și alineatul 5 din același act normativ, conform cărora. În exercitarea funcției, consilierul județean aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, prevăzute la alineatul 1 al aceluiași articol, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise, ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alineatului 1 sunt lovite de nulitate absolută în condițiile legii numărul 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alineatului 1 și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Vă mulțumesc! Am mulțumesc și eu, domnul Sandu. Vă rog să anunțați dacă sunt posibile incompatibilități. Vă rog, domnul vicepreședinte. Nu voi participa la vot la punctul 8 de pe ordinea de zi. Te rog să notezi. Da, domnul Pleșca. Nu voi participa la punctul 15 de pe ordinea de zi. Da. Doamna inspector general. Nu voi participa la vot la punctul 14 de pe ordinea de zi. Da. Domnul Silviu? Nu voi participa la punctul 15 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. Domnul Izvoranu, rog. Nu voi participa la vot la punctul 16 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt... Îmi se dau cuvântul domnului consilier. O să trec la punctul 2 de pe ordinea de zi. Nu știu dacă e necesar să mai citesc o dată. Am să dau cuvântul domnului consilier județean Vreme. Da. Mulțumesc, domnule președinte.
Vreau doar să fac o referire la acest proiect în privința importanței lui și totodată faptul că anul trecut, când a fost prezentat, eu am avut o anumită poziție. Vreau să spun că apreciez foarte mult acest proiect și consider că când vorbim de problemele prin care trecem, securitatea noastră, și mă refer la securitatea regională, este foarte importantă. Mulțumesc și pentru informarea care mi-a fost făcută și totodată solicit ca cei implicați să trateze foarte, foarte serios această problemă. De cât? Un an jumătate, conflictul din Ucraina ne dă dureri de cap. Poate mulți așa ne-am învățat cu acest conflict și spunem că a trecut pericolul. Eu, opinia mea este că pericolul nu a trecut și oricând, într-o singură noapte, într-o singură zi, într-un singur minut, ne putem trezi într-o situație foarte complicată, iar munca lor e foarte importantă. Și trebuie să acordăm atenție celor ce fac acest lucru. Consecvent, Partidul Mișcarea Populară va vota acest proiect și va susține toate politicile de securitate a Consiliului Județean Bacău pentru bacăuani. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Vă rog să dați drumul la sesiunea de vot. Cine este pentru, voturi împotriva, abțineri. Da, e mai sănătos așa. Da, cu un total, în unanimitate a fost votat proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, am să trec la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 804,8 metri pătrați din zona drumului județean DG241A, situat în sat Zăpodia, comuna Traian din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgaz Gri de SA. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să declanșați procedura de vot. În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Am să trec la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil, teren cu număr cadastral 69.191 și a unui imobil clădire cu număr cadastral 69.191C1, înscris în cartea funciară 69.191 Bacău, din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot, vă rog să declanșați procedura de vot. Total de 36 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE, compania Rompres Services SA și pentru aprobarea actului adițional numărul 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/29/2957 din 06/05/2015. Dacă nu sunt intervenții, vă rog. Domnul președinte, dragi colegi, eu am declarat acum câteva ședințe că nu voi vota nicio mărire nemotivată, așa foarte bine. Eu consider că această mărire este nemotivată, nu m-au convins să votez și nu cred că Băcăoane așteaptă astăzi o mărire de tarif. Nu cred asta. Există parcă așa, și simțiți cu toții, o cursă a cine mărește primul prețul. Eu v-am spus, nu sunt pentru mărire, rămân consecvent și nu voi vota această mărire. Da, mulțumesc pentru intervenție. Am să vă răspund referitor la mărirea de tarif. Nu presupune o mărire voită a tarifului din partea autorității sau din partea autorității tutelare, ci este un efect pe de-o parte a legii, un efect pe de-o parte a războiului din Ucraina, care a mărit prețurile la materia primă și la ceea ce înseamnă motorină, benzină și prestare de serviciu. Dacă nu știți, să știți că de ceva timp, este, cred că dacă undeva de 4 ani, nu s-a operat nicio mărire de tarif. Nu cred că nu este justificată, este justificată. Dacă considerați că nu putem mări, doar că suntem în pericol să blocăm activitatea de colectare a deșeurilor. Unul pentru, în primul rând, că această negociere a avut loc pe parcursul unui an jumătate. O parte din tarifele care sunt trecute acolo, să știți că au scăzut, o parte au crescut. E adevărat, dat de piață, nu de altceva. Și exista riscul să ne trezim cu ANRSC-ul, cu o mărire de tarif impusă de către ANRSC, dacă nu dădeam drumul la o majorare de tarif controlată, care este mult mai mică decât s-a solicitat inițial. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că suntem în faza în care noi o să scoatem la licitație acest serviciu, ceea ce înseamnă, pentru că expiră contractul, ceea ce înseamnă că acest tarif va fi valabil probabil câteva luni până se va adjudeca un alt sau același cine participă, un alt operator, care sperăm să fie mai jos decât este acum. Da, domnul consilier județean. Domnul președinte, suntem de acord că s-au mărit prețurile la motorină și la toate inputurile, dar știți că am să fac o comparație între agricultură și operatorii ăștia de adunat gunoiul. Kilogramul de grâu e 80 de bani astăzi, deci, și mă uitam la un capitol la deșeuri, e 1645 propus de Consiliul Județean. Nu e propus de Consiliul Județean. Vă rog să mai citiți o dată. Da, în fine, e 1645. Păi nu e fine, că nu e aceeași instituție. Ei au propus 1700 și ceva. Haideți să separăm instituțiile, confundați ADIS-ul cu... De ADIS-ul, da, am înțeles. Deci așa. Știți că și în agricultură să ară, să discuie, să seamănă, să recoltează, să consumă motorină de 7 ori mai mult ca la transportul gunoiului, iar un kilogram de deșeu e 1,60 lei și 45, iar un kilogram de grâu e 80 de bani. Vă mulțumesc. Da. Mulțumim pentru intervenție. Supun la vot proiectul de hotărâre.
Deci 3 voturi împotrivă, o abținere, 29 de voturi pentru, plus 3 online și o abținere. Da, mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovii pentru anul 2023. Vă rog să declanșați sesiunea de vot. Două abțineri, 30 pentru, un vot nu s-a exercitat. Deci 33, nu? Domnul Marian. 34 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 284/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău prin prelungirea valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean. Am să am o intervenție pentru că și aici mă simt dator să vă anunț în ce stadiu se află licitația cu transportul public județean. Ne aflăm în partea de evaluare a ofertelor financiare, suntem pe final. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt, poate 2-3 săptămâni, să putem anunța care sunt câștigătorii. Și nu numai, și faptul că vom trece la un alt contract de delegare a transportului județean, care va acoperi tot județul în condiții, cred că mai bune decât a fost făcut până acum. Ca atare am să vă rog până atunci, acest proiect de hotărâre este necesar tocmai pentru a menține continuitatea transportului public la nivelul județului Bacău. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă.
Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean numărul 154/2023 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la regia autonomă a aeroportului internațional George Ionescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și a Protecția Copilului Bacău de servicii juridice pentru dosarul numărul 584/110/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 36 de voturi și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău la proiectul Hub de Servicii, cod mai smis 130.963, finanțat în cadrul programului operațional competitiv. Activitate 2014-2020. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 89 din 28.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF-DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitare, eficientizare energetică și extindere complex muzeal Iulian Antonescu, strada Nicolae Titulescu, municipiul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului
Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori Bacău 2023, ediția 16. Supun la vot proiectul de hotărâre. Dacă se poate, o scurtă intervenție, domnul președinte. Vă rog. Da, e o olimpiadă foarte frumoasă, atractivă. Este și cu probe practice, experimentale, merită susținută, în care copiii din județul nostru au avut rezultate foarte bune de-a lungul timpului și susținem aceasta. Aș vota cu două mâini, dar acum apăs un deget, un vot pentru. Vă pot ajuta eu cu două mâini, dacă vreți. Mai e un loc liber. Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Fără discuții, faptul că acest proiect face să fie la nivel național, o felicit pe doamna inspector general și sperăm într-o cât mai bună organizare. Și nu-i prima dată, data trecută când s-a organizat, la fel de bine a ieșit, foarte bine a ieșit și contează tare mult, pentru că asta se vor vedea și în rezultatele celorlalți copii care nu participă. Chiar dacă... Da. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pe anul 2023. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Avem la punctul 16 de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a județului Bacău. Am să vă rog să arătăm o structură sintetică a bugetului, în care să vedeți cât avem parte de funcționare, cât avem parte de dezvoltare. Iulian? Poți să stingi lumina, nu? Ca să se vadă mai bine. După cum vedeți, închide toate... Iulian, te concentrezi?
După cum vedeți, bugetul total al Consiliului Județean a crescut, este undeva la 1.160.417.000 lei, din care 316 milioane acoperirea cheltuielilor curente, deci și pentru cele 19 instituții din subordine, și 844.366.000 lei sunt alocări pentru dezvoltare din fonduri europene, PNRR 327, de înapoi, te rog. Deci undeva structura bugetului 27% funcționare, 73% pe dezvoltare. Dați mai departe. După cum vedeți, de la bugetul de stat avem Anghel Salini și PNDL, PNDL-ul care se va finaliza cât de curând. O parte a FME-ul, AFME-ul se referă la filarmonică, la refacerea clădirii Ateneului și, bineînțeles, pe Anghel Salini se referă la cele 5 proiecte de drumuri județene. Apoi, din bugetul local avem un 22%, 187.217, iar fonduri europene 53%, ceea ce înseamnă 447.714.000 lei. Mai avem un slide? Păi dă-l mai departe. Nu se vede mai mare? Marian, vă rog să vă sincronizați. Da, infrastructură de sănătate, după cum vedeți, 381.732, infrastructură de transport, 311.044, alte investiții, 69.513, iar investiții în asociere cu AT-urile, 38.015, infrastructură culturală, 39.295, învățământ 4.767. După cum vedeți, cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean, așa cum am spus și la începutul mandatului, îl reprezintă investiții în infrastructura de sănătate, urmat apoi de transport, dezvoltare pe OAT-uri. Ne referim la partea de asocieri cu celelalte OAT-uri, bineînțeles zona de cultură, aici mă refer Biblioteca Județeană, Muzeu și Ateneu. Noi sperăm să mai depunem și un alt proiect undeva în toamnă când se deschide linia de finanțare și cu vivariu și atunci cam tot ce avem noi pe infrastructură pentru cultură ar fi acoperit. Bineînțeles că cea mai mare provocare o reprezintă, fără îndoială, realizarea și finalizarea fostului Spital Municipal Bacău și, nu în ultimul rând, și realizarea Athletic Park, care se află cuprins în cadrul acestui buget. Mai avem? Da, aici vreau să vă spun că pe axa rutieră Bacău-Neamț, noi suntem într-un progres remarcabil față de ce față de anul trecut, cred că undeva un procent de realizare de 55%, sperăm ca până la finalul lunii septembrie și cred că și mai devreme acest proiect să fie finalizat. Apoi, la fel, PNDL-ul în aceeași fază, iar Anghel Salini se află în faza de licitație. Toate proiectele, un proiect se află în execuție
și toate celelalte patru proiecte sunt publicate în SICAP spre procedură de achiziție publică. Aici câteva din investițiile, de cele mai importante investiții din cadrul Spitalului Județean și primul, evident, finalizare și proiectare, execuție pavilion municipal Bacău și integrare în SJU, înființare la laborator de medicină nucleară, tot pe PNRR, se află în în faza de licitație. Lucrări de reparații, capitale, corp A și B, pediatrie, se află în faza de execuție. Extindere și dotare, serviciul de anatomie patologică în fază de execuție. Modernizare și extindere, echipamente noi în cadrul secției de neonato. Apoi, modernizare, secție de medicină internă, neurologie și orele, Spitalul Municipal Onești. Și nu ultimul proiect, dar chiar un proiect extrem de important câștigat în extremis, dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii infecției nosocomiale, se află și el în faza de licitație, cred că dacă nu, chiar în faza de adjudecare. De mai departe. Gata? S-a întâmplat ceva? Deci modernizare și dezvoltare așezământului de cultură, așa cum spuneam, transformarea clădirii Antonescu în bibliotecă județeană, extindere și reabilitare muzeu de artă, dar aici vreau să fac mențiunea că de fapt se mută tot muzeul și va fi într-un singur loc, cu extindere în care să fie cât mai modernă și cât mai propice desfășurării activităților culturale și, bineînțeles, refacerea și modernizarea clădirii filarmonice Mihail Jorac, dar care se află în faza de execuție. Celelalte două sunt în faza de proiectare, cred că s-au finalizat proiectele, urmează să le scoatem la licitație execuția. Și aici o analiză pe ultimii 3 ani. Dacă vedeți, în anul 2021 am avut un buget structurat 37% funcționare, 63% dezvoltare, în 2022 42% cu 58%, iar în 2023 avem 27% cu 73% dezvoltare. În mod clar, obiectivele și proiectele care sunt depuse, sunt lansate, asigură o continuitate a dezvoltării județului pe structurile, pe axele pe care vi le-am spus mai devreme, sănătate, infrastructură, cultură, și toate se subsumează strategiei de dezvoltare a județului, care a fost aprobată acum câteva luni, chiar de către dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, faptul că rectificarea este pentru proiecte. Să știți că aveți votul Partidului Mișcarea Populară. Suntem consecvenți pe această acțiune. Dar am văzut acolo o cifră care vreau să vă aduc în atenție, mai ales doamnei profesor Ana Maria Ergarmin, 1% pentru învățământ. Eu cred că lecția care ne-au dat-o profesorii acum o lună de zile, câteva săptămâni, este o lecție de care trebuie să ținem cont când formăm bugetul. Și propun ca anul următor să dăm atenția
în fine, cuvenită profesorilor și educatorilor din județul Bacău. Mulțumesc! Da. Acel 1% este din bugetul total de 1.200.000, care înseamnă mult mai mult decât ce a fost în anii trecuți. Asta e un aspect. Al doilea aspect... Da, dar tot 1%. Vă rog să nu mă întrerupeți, domnul consilier județean, eu v-am tratat cu respect, vă rog să procedați la fel. Eu vreau doar să vă spun că noi putem finanța învățământul doar pe anumite axe, acolo unde avem atribuțiuni. Și acolo unde avem atribuțiuni am și finanțat. Nu Consiliul Județean dă salarii și n-aș vrea să facem intervenții demagogice în cadrul acestui Consiliu Județean. Am prezentat un buget tehnic, structurat, bazat pe dezvoltare și pe atribuțiunile pe care dumneavoastră împreună cu mine trebuie să le îndeplinim. Dacă considerați că noi putem mări contribuția la învățământ în afara atribuțiunilor și în afara atribuțiunilor noastre, evident, și în afara codului administrativ, să știți că puteți să faceți propunerea, dar o să rămâneți cu ea că este ilegală. Noi nu putem să facem decât ceea ce avem în subordine. Și să știți că dacă ați observat, Consiliul Județean n-a făcut decât să promoveze extrem de mult învățământul, să promoveze extrem de mult copiii meritoși. De fiecare dată am făcut de așa natură încât să premiem copiii. Asta putem să facem, asta am făcut. Nu putem să dăm salarii la profesori. Că probabil am fi fost într-un mic parlament aici. Dar nu se știe. Da, supun la vot proiectul de buget. Deci, vă rog să repetați. Da, vă mulțumesc. Cu abținere, proiectul de rectificarea proiectului de buget a fost aprobată. Haideți să dăm drumul liber la discuții, dacă vreți. Trecem pe punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, comuna Luizi Călugăra, în vederea cofinanțării proiectului modernizare sector de drum DJ-119B, podețe, șanțuri și rigole betonate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 303/2022 privind aprobarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă a aeroportului internațional George Ionescu Bacău. Dacă sunt intervenții, da, domnul consilier județean, vă rog. Da. Văd că hotărârile privind aeroportul în fiecare ședință sunt.
Acum venim, înțeleg eu, cu o creștere de tarife, nu? Eu vreau doar să vă întreb... Mă rog, vorbiți. Eu vreau să vă întreb altceva. Nu legat neapărat de acest, acest proiect, cum l-ați spus dumneavoastră. Câte curse are la ora actuală aeroportul din Bacău? Ce flux de personal deservește? Și nu vă spun, nu pun această întrebare chiar așa în necunoștință de cauză. Să știți că la nivel național, aeroportul din Bacău nu stă chiar bine la fluxul de pasageri. Mulțumesc! Da. Domnul consilier județean, noi îl avem în sală și pe domnul președinte aeroportului. O să-i dau cuvântul să vă prezinte structura de handling deocamdată, dar am să vă spun eu ceva, așa, noutate. Nu știu dacă știți, văd că sunteți un cunoscător în ceea ce privește securitatea mea și zona de securitate, mai ales militară. Unul din efectele războiului a fost ca aeroporturile din interiorul țării să fie cam golite de fluxul de pasageri. Dar noi am mai explicat treaba asta odată. Doi, o să mai aveți hotărâri de Consiliu Județean care vor face să fim noi atractivi, că suntem într-o competiție. Eu nu am, e foarte ușor din afară să faci, să critici fără să știi ce se întâmplă în interior și fără să știi ce muncă stă în spatele în a aduce o destinație care dumneavoastră n-ați observat-o, dar e adusă. Și fără să fac alte promisiuni, vor mai veni. Pentru că unul din motivele pentru care adoptăm astăzi acest tarif este tocmai pentru a fi atractiv. Ori nu putem să fim atractivi cu tarife mari, așa cum dumneavoastră ați văzut, nu știu unde ați citit că s-au mărit niște tarife. Din contră, creăm un venit la regie autonomă, pe de-o parte, și pe de-altă parte, avem posibilitatea, pe baza acestuia, să putem negocia cu orice companie. Atunci când negociezi, trebuie să ai în mână ceva cu care negociezi și nu doar clădirea. E vorba de o întreagă strategie, inclusiv acest tarif pentru handling și faptul că se operează de către colegii noștri din cadrul aeroportului. Nu știu dacă știți, dar să știți că noi suntem aprobați, adică regia autonomă a fost aprobată cu un număr minim de lucrători pe aeroport, altfel fără de care nu aveam autorizație, nu aveam avize, iar faptul că noi mai dezvoltăm un serviciu, mai prestăm un serviciu, nu face decât să fie un lucru bun. Rugămintea mea nu e doar de a... înțeleg că aeroportul, fiind un subiect sensibil, toată lumea vrea să vorbească despre el, să arate cu degetul că nu se face sau nu e în regulă sau că sunt probleme. Pentru că, într-adevăr, e un subiect fierbinte cam pentru toată lumea. Dar noi ne l-am asumat și am luat ușor să reconectăm Bacău la Europa prin acest aeroport. Și așa vom face. Ca atare, asta este una din măsurile necesare pentru Reconect, pentru acel program. O să mai venim cu alte două proiecte de hotărâri, tot pentru aeroport, tocmai pentru a lega și alte localități, să creăm o conectivitate, să zic, auto, în așa fel încât să aducem pasageri pe aeroport și, pe de altă parte, să deschidem noi rute prin stimulare financiară. Asta vă spun în mare. Știți, domnul consilier județean, trebuie să-i dau cuvântul și domnului președinte, că nu cred că am răspuns eu. Da, ia, vă rog. Da. Să știți că nu vorbesc în necunoștință de cauză. Dar nici în cunoștință. Săptămâna trecută, sau acum o săptămână jumate, am fost prezent la o conferință organizată de Asociația Aeroporturilor din România. Bacău nu a fost prezent și chiar vreau să-i pun președintele directorului general această întrebare. Credeți că Bacău poate să facă o politică așa separată față de ceea ce se face la nivel național? Eu nu cred.
În al doilea rând, în materie de chiar politica care se face pentru aeroportul România, să știți că sunt implicat. N-are rostul, cred că, să discutăm ceea ce fac eu și atribuțiile mele în statul român. Dar ceea ce am spus de fiecare dată legat de aeroport, știți că chiar îmi doresc să avem un aeroport de tale, să zicem, națională, că europeană poate e prea mult. Da, dar știți că aeroportul este internațional. Da, rog, dacă vreți național, e problema să noastră. Să nu mă opriți, că nici eu nu v-am oprit, da? Nu am intervenit peste dumneavoastră. Deci am votat totdeauna când a venit o hotărâre constructivă pentru aeroport. Când vorbim de politicile duse pe domeniu și competiția din domeniu, este mare. Sunt foarte puțini manageri și vă aduți aminte când am spus care pot deservi aeroportul. Deci lucrurile sunt complicate. Iar până una alta, domnule președinte, aeroportul din Bacău este un eșec al PSD-ului și o spun absolut cu toată responsabilitatea cuvântului. Și o să vedem până la final, pentru că totul e pe cifre în final. Pe cifre? Mulțumesc. Deci, o să-i dau cuvântul și domnului consilier județean. Vă rog, domnul Cucerescu, ca să nu... Eu am rezerv dreptul la replică, că tot ați pomenit de numele meu. Domnul președinte, cred că este o lipsă de respect pentru ceilalți 36 de colegi din sala aceasta. Noi am avut deja două întâlniri la care s-a explicat foarte clar parcursul și pașii care s-au făcut și care urmează să facă la aeroportul internațional. S-au răspuns la întrebări, am stat destul de mult. Domnul consilier, dacă a fost absent, să citească procesul verbal al ședințelor din trecut. Nu, dar pare raportul celor 100 de zile. Nu cred că este ok pentru un singur consilier să reluăm toată discuția despre aeroport. Este o lipsă de respect pentru ceilalți colegi care am participat la celelalte ședințe, am dat întrebări, mi s-a răspuns foarte clar la tot și despre fluxul de pasageri și despre strategia care urmează să o aibă aeroportul și care este o strategie destul de corectă. Și din câte înțeleg, domnule consilier, Bacău a fost prezent la acea ședință. Dar o să vă rog să răspundă domnul... Cred că dumneavoastră n-ați fost acolo. Da. Mulțumesc. Deci, domnul consilier județean Silviu Pravăț. Nu știu, cred că ne inflamăm oarecum degeaba, pentru că prin ieșirile, prin comentariile făcute de domnul consilier de la PMP, denotă faptul clar că nu citește nici măcar ordinea de zi. Așa că nu ne mai... Haideți să trecem la subiect, la ceea ce chiar contează. Dânsul nu ne spune nimic nou, ba mai mult, e vechi și ceea ce crede el. Mulțumesc. Da. Domnul, v-am dat de trei ori cuvântul, nu puteți să monopolizați. Îmi pare rău. Nu vi-l dau. Mi s-a pronunțat domnul președinte aeroportului internațional Bacău. Partidul, cum ați pronunțat și dumneavoastră partidul. Că-ți... Da, referit... Auziți? Referitor la eșec, rămâne de văzut cine-i cu eșecul. Dar, domnul președinte, vă rog. Da, bună ziua. Aude? Deci unul la mână pe 14 iunie, într-adevăr nu am fost la Sovata, pentru că eram în negocieri cu unul din operatori aerieni, pentru care insistăm și îi convingem să vină cu noi destinații. Doi la mână pentru 15 iunie, când a avut loc ședința cu votul propriu-zis în Asociația Aeroporturilor, a fost prezent reprezentantul din partea aeroportului Bacău, directorul pentru dezvoltare. Punctul 3, pe fluxuri, pentru luna mai avem peste 16.000 de pasageri, iar ceea ce presupune proiectul de astăzi, el urmărește de fapt consolidarea poziției noastre ca și operator de servicii de handling la sol, de la 150 de euro cât încasam doar pentru serviciile de rampă, acum încasăm 550 de euro, inclusiv serviciile de trafic de pasageri, de servire pasageri la check-in, ca să fie mai simplu pentru toată lumea. Iar tot ce înseamnă încadrarea într-o grilă de
tarificare presupune tocmai ideea ca să putem atrage operatorii aerieni care execută zborurile charter. Concret, este vorba de High Sky sau Tailwind, care zboară spre Antalya, tocmai ca să fie motivați să zboare de pe aeroportul din Bacău, și asta era una din condițiile impuse de către ei, spunând că dacă vreți să zburăm în vara asta, vrem, uite, să ajungem la negociere pe tariful concret ăsta. Iar noi câștigăm dublu, și prin faptul că am reactivat un serviciu de handling la sol și handling pasageri, dar și prin faptul că toți banii vin de acum direct către aeroport, nu mai pleacă la alți operatori privați. Sper că am răspuns la întrebări. Dacă mai aveți întrebări, spuneți. Vă adresez întotdeauna orice răspuns. Vreau să vă întreb câte curse sunt acum săptămâna. Domnul consilier județean vremii, cineva conduce ședința și nu dumneavoastră. Dumneavoastră poate ați fost la Sovata, dar nu știu dacă ați fost la această întâlnire. Pentru că știți ce se întâmplă? Este foarte ușor să aruncăm, fără să știm despre ce-i vorba, să aruncăm, doamne, n-ați fost acolo. Îi rămâne pe retină cetățeanului că aeroportul nu se implică. O asemenea, să zic așa, manipulare, nu cred că vă este onorabilă. Noastră nu sunteți genul să manipulați oamenii, nu prea păreți așa, să păreți un om serios. Cum să ne arătați acum că noastră să spuneți că aeroportul n-a fost prezent? Din contră, avem și poziții de vicepreședinte, ca să știți. Mai mult decât atât, poate nu știți, dar am fost invitați la una dintre, cred că la nivel mondial, nu? Cam pe undeva, în Barcelona, ca aeroport internațional. Și în acest moment avem reprezentant la această consfătuire la nivel internațional. Noi să spuneți că vreți să faceți cunoscut aeroportul la nivel național. Doamne, nu știu dacă reușiți, pentru că este internațional aeroportul. N-are cum să fie la nivel național. Vă rog, domnul Silviu Prava, sau cine, dacă vreți... Las pe domnul... Da. Revin. Deși nu v-am pomenit numele. Ba, cred că mi-ați pomenit. Da, v-am pomenit, da. Da, văd că vă inflamați. Nu. Și nu înțeleg de ce vă inflamați, că am întrebat simplu. Câte curse săptămânal sunt din Bacău? Da, uitați, vă spune domnul... Uitați-vă... Era o cifră. Vedeți că aveți, dumneavoastră care ați fost ministrul comunicațiilor, fără să ne inflamăm, știți că puteți accesa site-ul aeroportului internațional și aveți toate datele. Dar pentru mai multă, ca să nu vă mai, să nu ne mai, așa, o să vă spună domnul președinte câte curse sunt pe săptămână. Vă rog, domnul președinte. Da, este important să înțelegem cu ce raportăm sau la ce raportăm. În februarie erau două zboruri pe săptămână, pe zi, de fapt un zbor zilnic și două zboruri pe săptămână spre Milano Malpensa. Acum avem plus trei zboruri pe săptămână spre Roma și plus două zboruri pe săptămână spre Antalya. Deci, practic, o creștere de 35-40%. Da. Vă rog, domnul consilier Preșca. Dacă îmi dați voie, doar... Nu vă dau voie. Să înțeleg. Nu, numai, nu, dumneavoastră, nici nu aveți cum să înțelegeți, că văd că sunteți ca... Nu a fost clar. Că-s 2 minus 4 plus 3. Domnul președinte, cu tot respectul, cred că ar trebui să dați și niște lecitină înainte de ședințe, ca să nu mai uităm că zilele trecute s-a ținut... s-a prezentat raportul celor 100 de zile și văd că unii colegi deja uită. Doi la mână, îmi pare rău pentru experiența domnului fost ministru, însă să vii cu astfel de întrebări pe un buget consolidat în care 73% din totalul bugetului este axat pe dezvoltare și din acest 73%, 78% sunt fonduri europene, cred că ar trebui să vă felicite, n-ar trebui să vină cu altfel de întrebări. E un alt eșec ăsta. Un alt eșec, da. Aș vrea să-l întreb acum, dacă tot ridică mâna, mai prezentați-mi dumneavoastră o altă instituție județeană unde au alocat 73% din buget pe dezvoltare. Vă mulțumesc. Abia aștept. Dragi colegi,
Eu am pus o întrebare simplă. Tot una simplă v-am pus, domnul. Vă rog să nu mă întrerupiți. Câte curse pe săptămână sunt de la aeroportul din Bacău? Simplu. E o cifră. Ați făcut atâta tam-tam din asta. Altul spune că a fost, nu a fost la... Haideți să vă... N-ați reușit să numărați ca să terminăm această discuție. Domnule, haideți să nu mă întrerupiți. 3 plus 2, 5. Plus încă 27. Mulțumit? Am spus 3 plus 2, 5. De 5. Atât trebuia spus. Deci la aeroportul din Bacău... Plus 27. Ala de ce nu, domnul, care vorbiți fără să vă dau microfonul? Da. Dumneavoastră sunteți un învățat. La aeroportul din Bacău, astăzi, sunt 5 curse pe săptămână, da? Domnul Vreme, lăsați-l și pe șeful dumneavoastră. Haideți, lăsați-mă să termin. Vă rog frumos, nu mă întrerupeți. Referitor la acea conferință, domnului consilier, ați văzut, a spus că n-au participat la dezbateri. Au participat la vot, asta e altă problemă. Cum aș veni și eu la ședința de Consiliul Județean, facem sesiunea de vot la final și vin numai la vot. Domnul Vreme, vă rog să nu vă enervați. Nu încercați să faceți tot felul de... Domnul Vreme, vă rog să nu vă enervați, e cald afară. Și chiar să știți, chiar am pus o întrebare care o să vedeți că în timp va avea consecințe. Și nu-mi doresc consecințele pe care le văd eu. Dacă vreți, le explic. Stau până la 12 minute și le explic. Dar nu este cazul. Domnul consilier județean, sunteți nevorbit. Aeroport să fie viabil și, cum am spus, să fie unul din cele mai importante aeroporturi. Platforma de la Onești, așa, ca să fie pusă în valoare, are nevoie de aeroport. Tocmai dumneavoastră vorbiți de platforma de la Onești. Să vă aduc aminte de memoriu semnat pe timpul lui domnul Băsescu, în care ați fost participant? A? Cum e? Că acolo e un proces pe rol. Deci duceți discuția în derizoriu. Păi nu în derizoriu, că dacă tot ați povenit, măcar știți o treabă. Că tot aveți, tot ne dați lecții dumneavoastră de economie politică. De ce vorbiți? Dar nu vă inflamați, dar vă rog frumos, păstrați-vă calmul, domnul consilier județean. V-a deranjat treaba cu memoriu? Trebuia să veniți la ședință, domnul consilier. Da? Haideți să supunem la vot și după aia vă mai stăm la discuții. Cât doriți dumneavoastră, aducem și niște apă proaspătă. Două secunde. Vă dau că sunteți simpatic. Știu. Eram obligat pentru că l-ați atacat tot pe... Dar nu l-am atacat. Valerian Vreme, cu niște răspunsuri. Prima dată lui domnul Pravăț, vis-a-vis de citit. Două secunde a zis. Domnul Pravăț, să știți că a citit mai bine decât dumneavoastră amendamentele când ați venit și nu știați să le citiți. Doi, vis-a-vis de 70% propuneri pentru 73% propuneri pentru dezvoltare. Am văzut acolo că banii din Angel Saligny sunt dublu față de cei din PNRR. Cum? 78% din acei 73% sunt fonduri guvernamentale și europene. Pe Angel Saligny sunt mai mulți decât cei aduși de la Uniunea Europeană pe fonduri europene. 60 de milioane de euro, vă spune ceva? Apropo de citit, vis-a-vis de aeroport, să știți că ori să judece cetățenii, nu noi, că se vede cu ochiul liber, deci nu trebuie să comentăm aici. Nu. Vă mulțumesc. E mai bine, uite, bine că l-ați spus la punct pe domnul Vreme, suntem mulțumiți. Domnul, stați un secundă, că e rândul meu. Deci, cer scuze, domnul Vreme. Da, domnul Silviu Pravăț și domnul Valerian Vreme. Vă rog să respectăm. Domnilor foști parlamentari, eu am senzația că dumneavoastră luați cuvântul, vă credeți încă în Parlament, vă numără cineva luările de cuvânt și pozițiile. Nu știu, am senzația, am o senzație așa ușoară, chiar ridicol. Să folosesc un cuvânt, nu, mai grețos. Domnilor, reveniți-vă, fiți un pic mai aplicați, nu vă gândiți că faceți afacerile dumneavoastră personale, așa am senzația, că vă duceți din personal, din lucruri personale, vi le aduceți aici, în mijlocul nostru. Chiar nu avem nevoie, pentru că dumneavoastră, atât în plan personal, cât și în plan profesional, sunteți praf și pulveri. Și am folosit cuvinte blânde, da, cuvinte ușoare, prea bune pentru dumneavoastră, pentru felul cum sunteți. Și, domnul Vreme, habar nu aveți câte instituții de învățământ sunt în subordinea Consiliului Județean Bacău. Habar nu aveți.
Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos, supun la vot proiectul de hotărâre că ne-am încălzit. O să vă dau după ce se votează. Puteți să rămâneți să vorbiți amândoi cât doriți, dar nu putem strica ședința. Uitați-vă la oamenii din jurul nostru, ei cu ce au pătimit să vă asculte bine asta. Nu aveți, nu domnule, nu vă dau. Supun la vot. Păi, nu trebuie. Silviu. S-a deschis sesiunea de vot. Da, ați venit nervos la ședință și e păcat dumneavoastră să vă enervați așa. Vă rog. Da. S-a terminat ședința. Aveam de răspuns la o interpelare. Votul pe proiect e în felul următor. Cât e online? Da, deci 27 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da. Aveam o interpelare făcută de domnul consilier județean Olteanu de data trecută, noi referitor la schema de minimis. Sunt dator să-i răspund. Am strâns din toate localitățile ce am putut până acum, am transmis dacă cineva de la nivelul județului a aplicat acel proiect, acel îndrumar, niciunul dintre OAT-uri nu l-au aplicat. Deși știu că l-am propus și în cadrul, dacă nu mă înșel, cred că la primăria Onești și la primăria Bacău. Vreau să fac doar o singură referire. Acel model, ceea ce am transmis, acel model, acel îndrumar, nu poate fi aplicat de către Consiliul Județean, bineînțeles că nu poate fi furnizor de schemă de minimis decât în anumite condiții. Noi am încercat să ușurăm activitatea UAT-urilor și să încercăm să creiem un îndrumar prin care dacă UAT-ul vrea să-l aplice e bine, dacă nu, evident că are autonomie. Noi nu putem obliga pe nimeni. Cred că v-am răspuns complet la... Nu, n-aveți? Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat la mânuță, da? Da, mulțumesc. În primul rând, interpelarea era grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal, nu era a mea. Eu sunt lider de grup și dau citire acestei interpelări. Pe de altă parte, mă așteptam, știam acest răspuns și, de fapt, bine să confirme ceea ce am afirmat noi la dezbatere și la adoptarea proiectului. A fost un demers politicianist, propagandistic, prin care se încerca să lăsa impresia că se face ceva. Spuneam de atunci, nu avea sens să fie elaborat un proiect de hotărâre pentru un astfel de să zic, mecanism de finanțare, de minimis. Era mai util atunci o întâlnire cu primare, o dezbatere cu ei și poate atunci unul dintre ei ar fi înțeles. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspuns. Da, mulțumesc. Deci, stimați colegi, vă doresc o după-amiază răcăroasă, plăcută și fără supărări.